Dau citire procesului verbal încheiat astăzi, 30.06.2014, în cadrul Comisiei de Validare a Mandatelor de Consiliu Local, în cadrul Consiliului Local Municipiul Pașcani, nominalizată prin HCL numărul 52 din 22.06.2012, modificată și completată prin HCL numărul 23 din 16.02.2015. Sunt prezenți următorii consilieri locali, membri ai acestei comisii, semnatul Apostol Carmen Elena, Palade Simona, Enea Neculai, Anton Vasile. Se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru ca lucrările ședinței Comisiei de Validare se poate desfășura, fiind prezenți tot cei 5 membri. Se discută condițiile prin validarea mandatului de consilier local al domnului Vârcă Andrei. În acest sens, se analizează legalitatea alegerii domnului Vârcă Andrei pentru funcția de consilier local pe baza dosarelor prezentate de președintele ședinței. În urma analizării documentelor prezentate, se constată că sunt îndeplinite condițiile pentru validarea domnului Vârcă Andrei pentru funcția de consilier local în cadrul Consiliul Local al Municipiului Pașcani. Se supune la vot. Voturi pentru 5, abțineri niciunul, împotrivă niciunul. De pentru care Comisia înaintează propunerea de validare a domnului Vârcă Andrei pentru funcție de consilier local. Cum a fost proiectul de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local? Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Mulțumesc, domnul consilier, vă rog, respectul. Subsemnatul Vârcă Andrei, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările următoare, depun în fața Consiliului Local în mod cu jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Pașcani. Așa să merge Dumnezeu. E vorba despre consilier, serviciul juridic. Ieri am depus-o, uitați-vă, într-adevăr. Am cerut să ne se comunice, în scris, dacă anumiți consilieri au sau vor avea drept de vot la proiectul 3, cele adiacente cu apa vită, apa. Dar ce fost validat? Așa. Nu. Actul este depus, n-a ajuns la compartimentul juridic, e depus de ieri la ora 9 și... Acum nu ajuns la compartimentul juridic. Când ați depus? Ieri. La ce oră? 9 și. Dimineața sau seara? Dimineața, ora 9. Care este ora 21. Adică n-ați prins o zi întreagă de răspuns. Nu cred că putea răspunde nimeni.
Nu, dar trebuia să ajungă la compartimentul de specialitate, domnule. Dar a ajuns, a ajuns, domnule. I-am întrebat pe domnul la oficie și o vizită. Vă mulțumesc, domnule. Și eu mulțumesc. Dar la cine faceți referire? Dar este scris oficial, nu vreau să fac public. Dacă e oficial, e public. E o chestie logică. Nu. Să mergem mai departe, dar la proiectul de hotărâre numărul 3, privind modificarea și completarea HCL numărul 57 de 28.06.2012, privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani, primarul Municipiului Pascani. Avizul comisiilor. Comisia juridică a vis favorabil. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Da, este o bădăci în loc iubire. Nu, 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 am făcut o propunere. Nu, 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 mai este o poziție. Vă rog să faceți propunerea. Dar de ce să faceți propunere? Stați-o. Păi asta am încercat să spun. Nu mai pentru Marius, cum sunt el. Se completează cu Marius, cum sunt el. Domnului Preașca Vasilie, Marius, cu Țintele, cu funcție de organizare și dezvoltare urbanistică. Asta e modificarea. Da. Era liber aici. Facem și completare la prima comisie de promoție economice și sociale, adică se locul domnului Crăciun, domnul consilier, nu, acum trebuie proiectul de hotărâre. Deci eu vă fac comentariul meu, dar este pentru puțin timp cu asta. Atât. Da. Deci cum a avut proiectul de hotărâre pentru completarea comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică cu domnul consilier cu Marius. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc. Proiectul numărul 4, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcani pentru anul 2015. Inițiator primarul Municipiului Pașcani. Comisia Economică a dezvoltat. Comisia juridică a fost favorabil. Vă mulțumesc. Dacă sunt completări, întrebări? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale creșei numărul 1 Pașcani pentru anul 2015. Inițiator primarul Municipiului Pașcani. Comisia Economică a vizionat. Învățăm favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt completări la acest proiect, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind completarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani, aprobat prin HCL numărul 83 de 20.08.2010, privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Pașcani, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator proiect, primarul Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. Comisia Economică are favorabil, urmând, dar nu a propunere de locuirea domnului Șandru. Favorabil și vă rog să faceți propunerea pentru completarea. Vă rog, domnul Elea. Propun această comisie să facă parte de locul Eduard Nica. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supun la vot pentru completarea, adică Consiliul de Administrație să facă parte domnul doctor Eduard Nica. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ca membru suplent. Membru suplent, Consiliul de Administrație, Spitalul Municipal de Urgență. Vă mulțumesc. Proiect 7. Un raport. Raportul administrator privind situația economică financiară a Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2014. Raportor Director General la AGCL Pașcani. Domnul director, dacă doriți să prezentați.
Consilier, doamna președinte, domnul consilier, doamna consilier, aveți în față un raport al activității pentru anul 2014 al Regiei Autonome. Vreau să fac precizarea că în 23 octombrie 2014 între executiva companiei s-a schimbat, respectiv eu și directorul tehnic am primat unele atribuții de la vechea producerii și vrem să spunem că mare majoritate a activilor sunt rodul muncii vechii comunii. Vreau să vă supun un pic atenții câteva lucruri aveți la pagina 2, când avem sintetică reprezentări producția fizică pe activitățile componente și după cum observați, avem producția nu a fost realizată și procentele de diferență. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, să ne adresați în care a influențat negativ capacitatea regiei de a realiza tot și aveți o serie de asta. Întrebarea mea este factorii interni care au dus la această situație în timp, care o să influențeze negativ. Da, nu văd. Noi n-am fost în casă sau ceva, nu știu. Un factor care se vă aparțin dumneavoastră Consiliul de Administrație sau da, există și niște factori interni, drept pentru care aveți astăzi o poate de lucru, o modificare de tarif, pentru că, din nefericit, din 2008, tariful nu a fost actualizat și tot ce s-a întâmplat pe piață, inclusiv modificarea de TVA. Noi funcționăm cu TVA-ul de 11%, am suportat voi, iar pierderea asta înseamnă vreo 5 miliarde, dar numai din diferența de TVA, plus tot ce înseamnă diferențe de tarif, însemnând gaz, energie electrică și apă. În același, sau pe aceeași linie, într-adevăr, aveți și noastră dreptate, nu s-au făcut toate eforturile, așa cum și Curtea de Conturi a recomandat pentru recuperare, recuperarea debitelor. În acest moment, Grecia are undeva la 6 milioane de lei recuperat, asta înseamnă 60 de miliarde, din care, după estimările noastre, 15 miliarde sunt prescrise. Vă pot spune că am niște situații 2013-2014 care le-am făcut, sunt acționate în instanță, avem de recuperat în jur de 6,5 miliarde în fiecare an, deci ar fi vreo 13 miliarde, din care și avem o sumă prescrisă cam de vreo 3 miliarde în fiecare an. Deci facem și o astfel de analiză și probabil că următoarea ședință a Consiliului va fi și un raport în ceea ce privește sumele care sunt de recuperat și sumele care sunt prescrise. Și lăsăm la decizia Consiliului Local ce se va întâmpla cu aceste sume. Noi, într-adevăr, așa cum spuneam, avem un raport al funcției de totul și încercăm să respectăm ceea ce ne-au invitat și ne-au recomandat inspectorii. Dar probabil că următorul raport, care va fi 2015, va arăta altă. Vă pot spune că inclusiv din pierdere financiare, dacă au fost 33 de milioane, deci asta înseamnă 30 ceva de 35 de milioane, să nu 350 de miliarde, am reușit și am venit 20 de miliarde și unul dintre sechestre care au fost instituite pe fondul dumneavoastră respectiv, sechestre au fost de Avas, au fost educate și ne-am plătit datoria la Avas. Cum vedeți, puteți să vă treceți și în detalii în acest raport. Faptul că ați recuperat o anumită sumă era un punct tare, un pozitiv. E adevărat, numai că l-am recuperat în 2015 și o să nu trecem de raportul 2015. Bun, raport, dar ești și mulțumim. E adevărat, da. În altă ordine de idee, dacă tot e vorba de puncte pozitive, aș vrea să spun aici, o dată că știți deja, Regia s-a confruntat și se confruntă încă cu o mare problemă. Toată lumea plânge de acea lipsă a apei calde, nu s-a făcut acel nivel, deci recirculare, când s-a proiectat sistemul și când s-a construit.
Am analizat o situație punctuală, pe o centrală, e vorba de CT2, e vorba de cartierul Bastilia, tot ce înseamnă în partea dreaptă a străzii Ștefan cel Mare. Și am reușit o, să spunem, o recirculare locală a apei, astfel încât în momentul în care dă drumul la apă și clientul dă drumul la apă, se vină apă caldă. Pentru că de foarte multe ori dă drumul la apă și se stau minute întregi până vine apa, apa caldă. E un lucru pe care l-am făcut, spuneam mâncări de ei, pentru că avem și feedback din partea clienților. Cineva spune că n-a avut niciodată apă caldă atât de repede. Dar asta înseamnă ceva și, având astfel de proiecte, reușim să ne păstrăm clienții. Pentru că asta e cel mai important lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă rog, domnul Dar. Aș vrea să vă anunț că multă lume plânge și din cauza cota comună care e comun casat, în condițiile în care nu aveți contract în sensul ăsta. Ce puteți spune despre cota comună? Vă pot spune că este reglementată de legea 395, legea care vibrează. Aveți contractul? Avem contracte cu asociațiile de proprietari și convenții de plată cu, cu fiecare apartament de parc. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că toate sumele care sunt acționate în instanță pe această speță cu cota comună, dacă sumele nu sunt prescrise, instanța ne dă dreptate și trebuie să le recuperăm. Ei, uitați, eu am un caz la un cetățean, v-ați dat în instanță pe un contract de salubritate. Pe cum vreți să câștigați contract de salubritate, cota comună? Nu. Dacă vreți să vă aduc... Atunci, vreau să vă spun că... Activitatea de salubritate a fost în cadrul, în cadrul legii autonome și figurează sume restante și pe această activitate. Nu e în considerare contractul de salubritate la cotă comună. De asociații de proprietari, câte asociații, câte apartamente sunt la asociații de proprietari? Trebuie să în jur de 1600, 2000 max. Și vorba de asociații de proprietari și locatari. Și ce scuze, aș vrea să clarific problema cu salubritatea. După cum știți, activitatea de salubritate a fost la noi. Și așa cum spuneam, sunt foarte multe sume restante, însemnând și partea de termoficare, dar însemnând și partea de salubritate. Pentru a arăta că aceste sume sunt prescrise, trebuie ca o instanță să decide. Referitor la cota comună, trebuie să reușim ce legea care guvernează activitatea noastră și care reglementează împreună cu ordinea ANSC-ului și așa cum spuneam, instanța de dreptate. La fine văd pentru că sunt sume prescrise, nu sunt de concesii prefute, ci sunt sume de în perspectivă, ce veți face de punctul ăsta de vedere? În perspectivă, ce să faceți cu cota comună? Deci cum o să încheiați contractul? În afară de asociațiile de proprietari, asociații locatari știți că nu funcționează. Bun, în mod normal, noi nu putem să o punem în cadrul legal. Așa cum spuneam, legea 395 prevede ce se poate comună și cota țării. Există, să spunem, situații la limită în care putem, împreună cu asociațiile de proprietari și cu asociațiile de locatari, să reducem valoarea celor cote comune prin izolarea țevilor a banelor și a subiectelor care sunt la subiect. Deci există o posibilitate, să spunem, tehnică. Dar nu putem renunța la aceea, pentru că legea prevede. Dacă s-a modificat, e pentru că sunt format. Da. Și am dat de cum se încheie. În momentul ăsta avem contractul cu asociația de proprietari și locatari și convenții de locatari. Contractul sunt încheiat cu persoana. Și ele sunt încheiate cu convenții de locatari. Aveți încheiat și contracte cu utilizatori, deci nu sunt dumneavoastră și utilizator. Nu, legea nu prevede, sau mă rog, legea nu obligă să încheiem contracte, legea cu utilizatori. Legea obligă să încheiem contracte cu asociația de proprietari și locatari și convenții civile de plată cu fiecare proprietar în parte. Vă mulțumesc, așa. Domnul Poma? Domnul Poma, domnul Poma, domnul director. Am o întrebare punctuală. Cum vedeți rezolvarea tehnică a următorii situații? Avem o țeavă care traversează pe verticală o scară de bloc, de la subsol până la etajul 10. Doar ca să faceți un bypass pentru la cealaltă scară. Și nimeni din acea scară nu mai are contract cu dumneavoastră. Toți sunt pe centrale individuale. Se pare normal acei oameni care nu au contract să plătească cotă comună
pentru încălzire. Doar traversați proprietatea lor, să faci ceva. La asociația Venus, știți unde-i? Traversați de la subsol până la 10 sau 8 de acolo și transportați pe altă scară. De adevărat, din nefericire, sistemul când a fost proiectat în anii 60-70, a fost proiectat pe distribuție verticală. Da. Adică există o soluție tehnică să eliminați de la bază, ca să plătească oamenii niște bani care... Bineînțeles că există o soluție tehnică, așa cum spuneam, și pentru cotele comune și pentru cotele țări, dacă ele sunt izolate, noi venim, verificăm că nu există transfer de căldură și nu facem de factură. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Cât de cereți de branșare aveți pe anul acesta, în vara, în perioada aceasta, și în datoria la gaz, cât mai este? Vreau să vă spun, datoria la gaz în momentul ăsta este sub 2 milioane, este sub 20 de miliarde, deși pare sumă mare, noi o ținem de scurt, facem în jur de 1 miliard, 1 miliard și 500 de lei cumpărați pe săptămână. Am făcut o eșalonă, pentru că avem o relație bună, zic eu, cu cei de la E.ON Gaz și pentru că ne ținem așa cum spuneam de eșalonare, suntem în luna 6, încheiem luna 6, nu avem nicio leu penalizare. Anul trecut am plătit 2 miliarde doar penalizare. Da? În ceea ce privește debranșările, tot legea prevede anumite condiții cumulative în care cetățenii se pot debranșa. Prima și cea mai importantă este ca numărul de apartamente dintr-o scară debranșate să fie mai mare decât numărul de branșate. Atunci, mergem și facem următorii pași. Avem nevoie de o aprobare din partea Asociației Proprietari-Locatari, o aprobare din partea... Câte cereri aveți? Avem 100 și vreo 20, din care cred că am dat maxim 30 de cereri avize de debranșare și așa cum vă spuneam, pentru că mai bine de jumătate din scară, din apartamentul din scară, sunt debranșate. Acum, de ce s-au debranșat? Cereri de branșamente aveți, domnul director? Cereri de? Branșamente. Sperăm să vină, să vină la CDB. Deci, în și la primărie, da. În partea primăriei, da. Da, despre primărie, așa e adevărat, noi avem două instituții publice care nu sunt clienții noștri, respectiv Școala 3 și primăria. Da. Pe lângă cererea școală, okay. Am făcut o comparație între Școala 3 și Școala 5. Deci, în anul 2014, Școala 3 a cheltuit pe gaz metan în jur de 70.000 de lei, 700.000 de milioane de lei, iar energia termică la Școala 5 a fost peste 100 și ceva de peste un miliard și ceva. Bun. Există niște, să spunem, metode tehnice care pot face ca să reducem cheltuielile. Însemnând o administrare termică a gazului, însemnând geamuri și culoare, robinezi termostatați, pentru că, după cum știți, într-o școală programul este zi, nu noapte. Dacă cineva are grijă și închide robinezii termostatați și lasă pe îngheț pe seară, clar va scădea consumul. Pentru că la o centrală termică, așa cum spuneți dumneavoastră, de cum are Școala 3, cu siguranță există un program de funcționare, funcționează cum dăm noi noaptea. Noi dăm noaptea pentru populație, vor ziua nu e nimeni la școală. Acum, dacă ei se vor administra și avem cadrurile liceului Unirea din Vare, clar își vor ține sub control și sub costul. Toți care au solicitat termostatare, nu ne-am aprobat la școli să-și pun aceste aparate pentru raționalizarea energiei. E adevărat, că totuși diferența este mare. Da, vreau să vă spun că, așa cum a zis dumneavoastră, că ați aprobat un lucru foarte bun, pentru că liceul Iubare, liceul Iubire, așa și-a înjumătățit, practic, valoarea facturilor, doar din montarea robinezilor termostatați și ținea sub control acestor costuri. Da, depinde aici un pic și de cel care administrează clădirile. Vă mulțumesc, mergem mai departe? Haideți, domnul Dan, vă rog. Domnule, am văzut că ați avut o inițiativă în care se inițiați un proiect de hotărâre în care cetățenii contra unei sume de 4 lei să le citiți și să departați mașinile de la...
că nu sunt de acord cu acest proiect, pentru că prețul apei este fundamentat și cercetarea și încasarea serviciului. Dar aș vrea să faceți un proiect de hotărâre în care, în fel pentru patul lei, să facă curățenia și igienizarea subsolului. Da, după cum știți, noi mai suntem inițiatori de proiect. Asta e o propunere. O să facem o propunere. O să facem o propunere. Vreau să vă spun că noi... Și dacă e privat, domnul oferă un serviciu. Da, noi avem un astfel de obiect de activitate și este aprobat și în organigram, avem și chiar în fel. La locul apărurile Torei, am făcut o igienizare a și am făcut și o parte de canalizare. Deci dacă punctual asociații de proprietari sau asociații de locatari vin și solicită noastră de serviciu, noi facem pentru că putem. Avem utilaje. Îmi oferiți serviciul ăsta, dar aș vrea să fac un proiect de hotărâre, să propună să avem un proiect, să fac un proiect de hotărâre, să faceți și un grafic cu blocurile care urmează a fi interesat. Deci am zis, eu am propus, deci pentru partea care spuneați dumneavoastră, pentru igienizarea subsolului. Da, noi avem următoarea. Noi avem de următoarea ședință de Consiliul Administrației vrem să propunem niște tarife pentru activitățile pe care le facem. Așa cum spuneam, avem un obiect de activitate și care înseamnă de la idealizare până la curățenie pe casa scărilor, curățenie spațiile verzi, de exemplu, vom să facem contracost. Dar aici depinde foarte mult dacă asociația de proprietar sau locatar sau locatarul așa ceva. Deci noi nu putem să facem așa ceva. Vă spuneți că își doresc, dar când vine vorba să plătească, e mai greu. Ce faceți în urmă de 4 lei? Sau știu eu, un leu de cameră, dar fiecare, de pe facem. Întocmim niște devize stimașine grafice, tocmai pentru a arăta potențialilor clienți cam care sunt costurile. Și foarte multe ori... Nu, eu de aia aștept să văd. Da, mergem mai departe. Conform ordinii de zi votată, acum vom continua cu proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 50 din 31-3-2015 privind aprobarea cotei de dezvoltare în vederea acoperirii cheltuielilor pentru întreținerea, înlocuirea, dezvoltarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Pașcani, furnizat de REACC-le Pașcani. Inițiator proiect, primarul Municipiului Pașcani. Avizul comisiilor, vă rog. La 11. Favorabil. Dacă sunt întrebări la proiectul numărul 11, dacă nu, supun la vot proiectul, în forma prezentată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Trecem mai departe cu proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, distribuție, furnizare și facturare a energiei termice din centrale termice de Vastal pe bază de gaze naturale în municipiul Pașcani de către Regia Autonomă de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani cu data de 1 iulie 2015. Inițiator primarul municipiului Pașcani. Avizul comisiilor. Comisia economică, avizul favorabil. Urbanismul favorabil. Comisia judecă avizul favorabil cu menținerea prețului la populație la tot 265. Și menținerea ca următoarea lună să vină cu un proiect de hotărâre în care se vede de luăm bani. La guvernul de la urgență pe care am zis că este nevoie de 9 miliarde. Dacă mai sunt completări... Deci prețul să rămână la populație tot 265 și diferența să suportă jumăria sau pentru instituții de stat. Bugetul local. Bugetul local sau bugetul de stat. Dar populația să rămână la același preț de facturare. Pentru cei care s-au amenințat. Nu, nu, n-ai înțeles. E vorba de subvenție.
pe Damării, se spune alta, că primăria a dat subvenții 11 miliarde, să completeze până la 19 miliarde. Nu înseamnă banii pe proastă. Sigur. Alo? Deci încă o dată plătesc, o dată plătesc, am la plată. Dar nu mai plătesc pentru cei care se vă... Da, bine, n-am venit propunerea. Lase 9 miliarde. Dacă se dă un... N-am venit, dar să spune. Cu menținerea prețului la populație, la același tarif. 260 de euro. Propus Consiliul Local, motivat de faptul că regia, practic, dacă nu creșteam prețul, se închidea pe pierderi, deci indicatorul financiar, și așa este cum este, foarte multe costuri acolo sunt financiare, deci era absolut necesară creșterea prețului. Comparativ și cu alte, cu alte zone, cu alte regii, prețul nostru nu este un preț atât de mare. În perioada imediat următoare, va trebui să găsim, să pregătim, pe baza acestei hotărâri, să ajungem la București, la Minister, să vedem, poate reușim și găsim soluții pentru a subvenționa diferența aceasta de creștere de preț. Urmează și liberalizarea gazelor, deci deja se discute de o creștere de 5-6%, vă dați seama că regia practic nu poate să se rămână cu un preț amorțit, cu un preț fix, pentru că piața este cea care dictează, care stabilește, de fapt, regulile prețului. Și în condițiile în care nu vom găsi, deci, știu eu, surse, înțelegere la minister, privind subvenționarea la bugetul de stat, va trebui să luăm o decizie vis-a-vis de diferența aceasta de preț în proxima ședință de Consiliu. De luna viitoare sau cel mai târziu în luna cealaltă, pentru că urmează sezonul de iarnă și nu pot intra în iarnă cu această diferență de preț neacoperită. Practic, în acest moment, nu este acoperită această diferență de preț care se cifrează la aproximativ 900 de mii de lei, la 9 miliarde de lei. Și dacă nu primim bani de la bugetul de stat, va trebui să găsim soluții la rectificarea de buget, să găsim soluții, să, cel puțin jumătate, la prima rectificare, cel puțin jumătate din sumă să o prevedem pentru subvenție. În condițiile când menținem prețul de facturare la nivelul acela. Vă mulțumesc. Dacă mai scurește cineva? Deci m-am modificat articolul 3 la tot. Deci modificația aprobă de făcut data de 3 iulie 2015, prețul local de proprietate este 265 lor și 334 plus 44. Și asta acolo 4. Articolul 4. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 12 cu modificările la articolul 3 și articolul 4 pentru menținerea prețului. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale REA Gigile Pașcan pentru anul 2015. Avizul comisiilor, vă rog. Aviz favorabil Comisiei Economice. Favorabil Comisiei. Dacă dorește cineva, pun întrebări. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale REA Gigile Pașcan. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale RAGG-le Pașcani pentru anul 2015. Avizul comisiilor. Aveți favorabil comisiilor. Dacă dorește cineva, un întrebări. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale regiei autonome de gospodărire comunală și locativă Pașcani. Comisia economică a venit favorabil. Judecă a venit favorabil. Dacă nu sunt întrebări, spun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a regiei autonome de gospodărire comunală. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 13. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 161 din 28-11-2014 și abrogarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani numărul 182 din 18-12-2014, numărul 2 din 26-1-2015, numărul 3 din 26-1-2015, numărul 4 din 26-1-2015 și modificarea articolului 5 și articolul 6 ale hotărârii Consiliului Local numărul 72 din 30-5-2014 și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local numărul 72 din 30-5-2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către secția APA Dudar S.A. Avizul comisiilor, vă rog. Urbanism favorabil. Da, domnul Anton, da? Aveți favorabil la Comisia de Urbanism cu amendamentul la articolul 7, aliniatul 1, redevența să fie cel puțin la nivelul echivalent cu obligațiile de plată ale municipiului Pașcani în restituirea creditului BIE și la aliniatul 2, calculul redevenței se va face în funcție de valoarea bunului de retur predate. Deci aveți favorabil cu aceste două amendamente la urbanism. Comisia juridică aveți favorabil cu dacă vreți să citesc acum, dacă nu trebuie să spun la vot, și o să citesc, e vorba de primul amendament sau prima modificare, vine la articolul 7 alineatul 1, așa în care se modifică modificarea la factoare în caz de a plăti controlarea intervenției aferente municipiului Pașcani, cel puțin la nivelul echivalent cu obligația dar nu e vorba. Da. Așa, domnule. Sunt cu la Pașcani și trebuie creditului BI. Articolul aliniatul 2 de la articolul 7 calculul rezervenței se face în funcție de valoarea bunurilor de retur predate. Deci nu în termen de eliminăm și venim cu calculul se face în funcție de bunurile retur predate. După aceea la la 9. Aici noi am venit cu orice eliminarea aliniatului 2, dacă nu, în loc de încasate să fie facturate. E vorba de operatorul de aportat valoritate de prese, controlarea serviciilor de apă, în loc de încasate facturate. Așa. Și avem o prevedere la un articol suplimentar. Faceți la președinte de acestui va face obiectul un act adițional la contractul de delegare. Am văzut că nu a fost adoptat un act adițional, atunci prin prevederii astea sunt amendamentele aduse de Comisia Juridică. Deci, mai sunt probleme? Eu aș face o solicitare pentru vot nominal, la fel cum a făcut în noiembrie. Deci dacă se strigă numele consilierului, fiecare spune cum votează, se poate să cadă votul. Asta ar fi prima solicitare. Și a doua problemă ar fi, așa se întreabă domnul jurist, doamna Donda își poate vota la subiectul ăsta? A făcut parte din Consiliul de Administrație de la Preservată. Da, a făcut parte, dar în momentul de față nu se află în contează de a vota. Deci poate vota, da? Da. Poate, aici este vorba despre, și despre preservat, în momentul în care
o stație de curare. Deci ea nu poate vota ceva care să aducă avantajul celor de la preservat. Ea nu mai face parte din municipalul. Ea ca și consilier local are trei variante de vot. Da? Are pentru, împotrivă sau abținere. Corect? În momentul în care votează și este în avantajul celor de la preservat, intră în incompatibilitate. Vreau în condițiile când această hotărâre nu este aprobată, așa cum spunea domnul Danu la precedenta hotărârii de Consiliu, soluții. Deci de aici trebuie să ieșim cu soluții. Deci nu putem să mai amânăm decizii. Din Consiliu, de cine este de acord, trebuie să se vină cu soluții, să spună cum trebuie să procedăm. Licitația implică timp, termene mari și implicit, dacă ajungem la licitație, pierderea fondului. Deci lucrurile acestea trebuie să le cunoașteți, să le știți. În momentul când votați, nu mai spun că furnizorii la PSA sunt electrică peste 600 de mii, peste 6 miliarde de lei, oricând poate întrerupe energia. Decizia va aparține. Doamna, nu vreau să aduc subiectul, dar mi-a explicat domnul primar, de ce nu avem caiet de licitație astăzi? Deci eu am prezentat raportul, noi facem parte acum din Arsacis, avem aprobat programul de investiții, avem aprobat actul adițional. Cum se merg cu caietul de licitație mai departe? Aveați din decembrie de făcutul caiet de licitație. Spus că l-aveți. Deci era dat la compartiment. Deci v-am pus anexele toate. Eu v-am pus anexele toate la raportul ăsta. Primar, unde este caietul de licitație? Caietul de licitație? Deci noi, deocamdată, discutăm de firma de consultanții care se fac caietul de licitație. Nu caietul de licitație. Nu-l face cum ar caietul de licitație. Apropo de soluții și de variante pentru Consiliul Local. Și noi să propuneți doar o variantă. Asta este varianta pe care a propus-o primarul. Dacă dumneavoastră aveți altă variantă, propuneți și o hotărâți. Mergem cu varianta pe care o propuneți și o hotărâți. Supun la vot propunerea domnului Pintirii de a se vota nominal la acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Înseamnă că nu vă respectați un regulament de organizare și funcționare al Consiliului Local. Vă dau cuvântul la fiecare. Am spus la vot acest lucru. Nu, a fost vorba despre votul. Nu, a trecut. Nominal. Votul deschis nu este. Oricum se vede la fiecare cum votează. Nu. Vă spun articolul că e al dumneavoastră, nu e al lui Montea. Vă rog să nu întrerupeți. Vă rog să nu întrerupeți, da? Nu mai sunt completări. Vă rog, domnul profesor. Când supun la vot proiectul de hotărâre numărul 13 cu modificările la... Suntem de asta, veniți să-ți spuneți cu suțiile, de ce nu mai faceți? Le dați drept la urmă. La urmă, ca să precizăm... Nu, dacă nu e liniștit, poți să suspend ședința. Vă dau cuvântul la fiecare. Vă rog, domnule Echivar. Vă rog, domnule Echivar. Da, arată.
știu, să nu apară interpretări și, nu știu, forma proiectului de hotărâre, să se dea exact citire proiectului de hotărâre, forma pe care vrem să votăm. Că așa Comisia Juridică a venit cu, sau urmă, niște amendamente, juridic cu amendamente, am înțeles ceva și ceva. Deci să dăm citire exact cum, ar, cum va arăta proiectul care îl aprobăm, ca să nu apară după aia interpretări. Eu am o întrebare. Amendamentele astea, cine de cine le-a aplicat? Deci e un proiect. Nu e subordonată nouă. Deci noi intrăm în Arsacis, noi nu mai avem nicio putere, niciun vot, nu mai e nimic. Și noi nu avem putere de hotărâre. Ce se le hotărăște acolo? Se va încheia un act adițional. Și pe Arsacis și... obligatoriu cu modificări. Absolut. Conform hotărârii, conform hotărârii ca am luat astăzi. Se va. Și dacă e de acord, și dacă nu e de acord, proiectul este. Dacă nu e de acord, instanță. Iarăși instanță. Păi, dar când doi nu se înțeleg, al treilea, sau cel care o plătesc, instanță. Ce să fie lucrurile clare de la început? Dar noi începem să fie clare. Clare aici. Noi hotărâm ceva, se duce, apa vita zice, eu nu mă subordonez voi, eu sunt în Arsacis, ei o să hotărească pentru mine, voi aveți un vot acolo și gata, nu, prostit. Nu are ce prostit, nu are orice acord comercial care nu este respectat, este se intervine justiția pentru a reglementa acest lucru. Bun, voi da citire întâi articolul ăsta, citesc cu toate nominal, da? Și cu modificările și completările. Deci, articolul 1. Revocarea hotărârii numărul 161 din 28.11.2014, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat denunțarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către SC Apa Vital ESA. Aici nu sunt modificări. Articolul 2. Abrogarea hotărârii numărul 182 din 18.12.2014, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat actul adițional numărul 4 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 17.062 din 2012, încheiat de Municipiul Pașcani, cu SC Preset Apa Pașcani. Nici aici nu sunt modificări. Articolul 13. Abrogarea hotărârii numărul 3. Abrogarea hotărârii numărul 2 din 26.1.2015, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 161 din 28.11.2014. Nici aici nu sunt modificări. Articolul 4. Abrogarea hotărârii numărul 3 din 26.1.2015, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat modificarea și completarea anexei la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 17.062 din 2012, încheiat de Municipiul Pașcani cu SC Presier Apa ESA Pașcani, modificat și completat prin actul adițional numărul 4, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, numărul 182 din 18.12.2014. Articolul 5. Abrogarea hotărârii numărul 4 din 26.1.2015, prin care Consiliul Local al Municipiului Pașcani a aprobat redevența pentru activitatea de epurare a apelor uzate prestată de către SC Preserv Apa ESA Pașcani și actul adițional numărul 5 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 17.062 din 2012, încheiat de Municipiul Pașcani cu SC Preserv Apa ESA Pașcani. Deci aici sunt modificări. Articolul 6. Se aprobă modificarea articolului 6 al hotărârii numărul 72 din 30.05.2014, adoptată de Consiliul Local al Municipiului Pașcani, în sensul că delegă și activitatea de epurare a apelor uzate către SC Apa Vital Iași și preluarea personalului tehnic și de execuție aferent stației de epurare. Nici aici nu sunt modificări. Articolul 7. Aliniatul 1. Începând cu data executării contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Arsacis și numele și pe seama Municipiului Pașcani și SC Apa Vital ESA Iași, SC Apa Vital Iași are obligația de a plăti contravaloarea redevenței, cel puțin la nivel aferente Municipiului Pașcani, cel puțin la nivelul echivalent cu obligația cel puțin la nivelul echivalent cu obligațiilor. La nivelul obligațiilor de plată.
în restituirea proiectului de ei. Fără echivalent. Cel puțin la nivelul. Am spus-o să fiți ca să nu mai Da. Aliniatul 2, da? Calculul redevenței se va face în funcție de valoarea bunurilor de retur predate. Da. Asta e aliniatul 2. Aliniatul 2, am specificat. Da. Da. Articolul 8. Se aprobă completarea articolului 5 al hotărârii numărul 72 din 2014 și a anexei numărului la hotărârea numărul 72 din 30.05.2014, care cuprinde lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Pașcani, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate către SCA Pavitale SA cu lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Pașcani, aferente activității de epurare a apelor uzate. Aici nu sunt completări. Articolul 9, aliniatul 1. SCP Sierb Apa SA Pașcani și municipiul Pașcani prin compartimentul patrimoniu și contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani vor proceda primul la predarea, respectiv secundul la primirea bunurilor care fac obiectul activității de alimentare cu apă și de canalizare în termen de 30 de zile la data aprobării prezentei hotărâri. Ulterior, municipiul Pașcani, prin compartimentul patrimoniu și contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, va proceda la predarea bunurilor aferente activității de alimentare cu apă și de canalizare în calitate de predator către SCA Apa Vitale SA Iași în calitate de primitor. Aliniatul 2. Operatorul regional SCA Apa Vitale SA va achita către Preserv Apa SA Pașcani contravaloarea serviciilor depurate, apelor uzate, facturate de la clienți. Deci în loc de încasate, facturate. Prestate de SCP SA Apa Pașcani, termenul de plată pentru serviciile scadente este de cel mult 15 zile, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. Articolul 10. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă hotărârea numărul 91 din 30.08.2012 privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către SCP Sierb Apa SA și a actelor subsecvente încheiate în baza acesteia, precum contractului de delegare încheiat de municipiul Pașcani cu SCP Sierb Apa SA Pașcani, care are obligația să înceteze contractul și contractul încheiat de SCP Sierb Apa SA Pașcani cu utilizatori, astfel cum sunt definiți de legea numărul 51 din 2006, forma actualizată la zi. Articolul 11. Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Pașcani aferente activităților de epurare a apelor uzate este deschisă în anexa 1, numărul 1, parte integrată a prezentei hotărâri. Articolul 12, care este introdus nou. Articolul 12, da? Prevederile, hotărârile Consiliului Local vor face o... Obiectul meu personal. Articolul 9, articolul 12, prevederile hotărârii Consiliului Local vor face obiectul unui act adițional încheiat la contractul de delegare. A fost în aplicare conform COVID.